Salutare! O să mai facem o despachetare la o mașină de găurit și înșurubat, de data asta de la Makita, cu acumulatori. Hai să vedem ce e în cutia asta. Deci, avem o valiză din plastic, Makita. E o valiză destul de solidă, chiar o valiză solidă. Avem marca asta, Makita, reliefat frumos pe valiză. Un mâner din plastic, destul de solid. Un pic cam zgâriată valiza. Eu m-am obișnuit deja cu lucrurile astea. Hai să vedem despre ce model este vorba. Deci avem un DF347DWE. Așa cum v-am spus, avem o mașină care funcționează cu doi acumulatori de 14,4V, litiu-ion, 1,5A, cu o deschidere maximă a mandrinei de până la 10 mm. Ok, hai să vedem și ce avem în valiză. Ok, deci valiza se deschide foarte ușor. Un manual destul de cocoloșit. O să-l punem acolo. Opa. Deci conținutul în valiză arată așa. Sper că se focalizează bine. Avem un acumulator de 14,4V, făcut în China, cu niște semne pe aici, pe spate, alb, un negru. Asta e un buton, are o protecție din plastic care a căzut pe jos. Vă spuneam, are un buton aici care eliberează această clemă și în felul ăsta putem să extragem acumulatorul din mașină. Dacă vă uitați aici în mașină, mai este loc pentru încă un acumulator. Deci se poate introduce un al treilea acumulator. Mai avem încă unul în mașină, o să-l vedem imediat. Avem un încărcător din acesta mic drăguț, niște indicatori luminoși, când se încarcă lumină roșie continuă, când este încărcată complet lumina albă continuă, când acumulatorul este supraîncălzit lumină intermitentă și când acumulatorul este deteriorat avem acele luminițe rapide. Asta ne indică faptul că acumulatorul trebuie schimbat. Și mai avem, ca la majoritatea, avem un bit cu două capete, PH2 și drept. Cam ăsta e bitul standard din ce am văzut eu, care se găsește în seturile astea. Și avem, desigur, mașina de găurit și înșurubat, Makita. Hai să ne uităm un pic, să încerc să o focalizez așa îndeaproape. Ok, deci avem o mandrină din plastic. Da, v-am spus, pe cutie scrie cu o deschidere de până la 10 mm. Avem scris pe mandrină sigla Makita.
și ne arată și aici 10 mm. 10 mm, sensul în care se deschide și se închide. Mandrila pare ok. Avem un inel de setare a treptelor de cuplu. Deci avem de la 1 până la 16. Deci 16 trepte de ajustare a cuplului. Inelul ăsta pare destul de ok. E fix. Îmi place și cum merge. Merge frumos. Și mai avem desigur încă o treaptă pentru modul de găurit. După aceea avem un selector pentru cele două trepte de viteză. Hai să vedem treapta 1 și treapta 2. Ok. Partea asta și apare lucrată bine. Hai să studiem un pic felul cum este îmbinată și lucrată această mașină. Deci finisajele și îmbinările sunt relativ ok. Dacă ați urmărit și dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că eu sunt un pic cam nemulțumit de grija pe care o poartă Makita față de îmbinări. Nu știu, e foarte, foarte mult interesul. Dar asta e... se încadrează în parametri, să zic așa. Ce avem mai departe? Un schimbător de sens. Stânga și dreapta. Merge ok. Acumulatorul, după cum v-am arătat, se scoate în felul ăsta și se introduce în aceeași manieră, foarte ușor. Stă foarte fix aici, nu se mișcă de niciun fel. Asta e un lucru foarte bun. Avem pe ambele părți câte o găurică din asta filetată, unde se poate introduce clema aceea de prindere la curea, pe care nu o văd în set, probabil trebuie cumpărată separat, sau dacă se potrivește de la altă mașină, se poate introduce pe dreapta sau pe stânga, în funcție de cum vă este mai ușor. Hai să vedem un pic ce scrie pe această etichetă. Deci avem exact ce v-am spus și mai devreme, deschidere până la 10 mm, denumirea mașinii, DF347D, deși parcă pe cutie scria unde am văzut eu, nu, ăsta e acumulatorul. Deci pe cutie avem un DF347DWE, iar pe mașină DF347D. DF347D, se oprește la D, pe cutie mai continuă cu încă 2 litere WE, nu știu exact ce înseamnă. Greutatea mașinii, nu știu exact unde scrie. Parcă am citit undeva că are undeva la 1,4 kg. Cam așa. Nu este foarte ușoară, nici foarte grea. Oricum se vede după modul cum o țin în mână că este o mașinuță măricică. Poate fi un pic obositoare la lucru mai îndelungat, dar este normal să fie așa, pentru că este o mașină mai puternică de 14,4 și trebuie să aibă și forță. Mă uitam să văd unde scrie cât are cuplul maxim,
Newton-metri, dar nu am găsit nicăieri. Probabil scrie acolo undeva în carte. Îmi este lene acum să mă uit. Să continui cu eticheta asta. Deci avem numărul de rotații, nu este foarte mare, până la 1400. Este făcută în China, producție 2018 și cam atât scrie pe eticheta asta. Avem frână automată, bineînțeles. Marca este frumos reliefată pe carcasă. Asta este un lucru care întotdeauna mi-a plăcut foarte mult la Makita. Faptul că își expun foarte frumos sigla asta. Deci băieții, din punctul ăsta de vedere, nu fac rabat la materiale. Asta e un lucru care îmi place. Mânerul cauciucat, pentru prindere foarte bună. Mașina nu alunecă din mână, indiferent cât de umede am avea palmele. Nu avem, acum am văzut că nu avem un LED de iluminare la această mașină, deci în condiții de vizibilitate mai redusă, din păcate, nu se poate lucra folosind lumina proprie. Avem nevoie de altă sursă de iluminat. Asta ar fi un lucru care îi lipsește și e un minus important, zic eu, pentru o filetantă. Adică le am pe ele mici și toate au LED de iluminare. Mi se pare un pic ciudat că asta nu are. Ce ar mai fi de spus despre această mașină? Vreau să-i fac o probă. Vedem cât de bine este centrată mașina. Așa că o să folosesc un burghiunul ăsta pentru fier de 8. Să facem o mică probă. Îl strângem bine. Ia să vedem dacă reușesc să focalizez. Ok. Da, deci nu sunt probleme cu mandrina. Este bine centrată. Ar fi fost ciudat să nu fie la un produs Makita. Mașina nu are percuție. V-am arătat când am selectat, când v-am arătat treptele cuplului. Deci are doar funcția de găurire normală și, bineînțeles, înșurubare, deci nu se poate da o gaură într-o cărămidă cu așa ceva. Deci cam astea ar fi minusurile acestei mașini. Faptul că nu are funcție de percuție și nu are LED de iluminare. Despre LED-ul care ne indică nivelul de încărcare a bateriei, nu se mai pune problema, nu este. În orice caz, este o mașinuță care se încadrează într-o gamă de preț un pic mai mică și probabil că în acest fel se justifică și lipsa acestor funcții. Cam atât despre această mașinuță. Sper că vi s-a părut interesantă această prezentare. Dacă vă plac clipurile mele, vă invit să vă abonați la canal. Ne revedem la următorul meu videoclip. Vă doresc mult spor la treabă și numai bine!